Bună ziua, dragi prieteni ai revistei Casino Life and Business Magazine și bine ați venit la o nouă ediție a interviului cu o vedetă. De data aceasta, vedeta pe care am adus-o cu forța, să zicem așa, la acest interviu, este cunoscutul prezentator al știrilor programului 1 al televiziunii române, Mihai Rădulescu, pe care îl salut și îi urez bine a venit. Te salut și eu, Mihnea. Forța fie cu tine, așa, fie cu noi. De ce zic că ești vedetă? Cred că ești printre cei mai vizualizați sau vizionați, sau nici nu știu cum să zic, oameni ai României, fiind prezentatorul de știri al jurnalului televiziunii române, ceea ce îți oferă o aură de vedetă. Da, eu nu prea aș fi de acord foarte tare cu termenul ăsta de vedetă, mai ales pentru un prezentator de știri. Da, îți oferă notorietate, îți oferă și postul în sine, TVR-ul, credibilitate, mai ales că sunt de atâția ani acolo. De câți ani? Din 96, deci sunt 24 de ani. O viață de om. Da. O viață de om pe timpuri, în evul mediu. Acum a crescut speranța de viață. Da. Așa de... La 24 de ani. Da, a crescut speranța de viață. Dar spune, nu te-ai gândit în toți anii ăștia să te muți de acolo? Ba da. M-am gândit mai ales când au venit oferte. Adică au mai fost de-a lungul timpului. Că știi și tu cum e cu piața. Că te miști pe piața concurențială și pe piața liberă și așa și la noi în presă. Dacă stau să mă gândesc, cred că presa a fost cel mai concurențial domeniu după Revoluție. Înainte fără să apară discuție. Multe alte... Nu? Ești de fără acord discuție, cu mine? Da, fără discuție. Cel mai concurențial mediu. Deci, până să apară firme, companii, până să se închege clasa medie și, mă rog, nici acum nu e foarte închegată, și tot ce înseamnă întreprinzători, businessmen, în presă s-a simțit efectul de concurenței, știi, din prima clipă după Revoluție. Așa încât, odată ce ai intrat, greu e să intri. Odată ce ai intrat într-un domeniu precum presa, te cunoaște unul altul, te duci la o conferință, te duci într-o deplasare, faci reportaje și evident că te mai cheamă într-o parte sau alta. Și am avut oferte chiar de la posturi importante, comerciale, de primă mână chiar, de-a lungul timpului și când eram pe teren, 15 ani am făcut pe teren, de jurnalist de teren. Acum am burghezit, după cum știi și după cum ai spus și tu, sunt prezentator, adică stau într-un studio. Dar 15 ani am fost reporter și pe teren și mi-a plăcut acest lucru. Dar bine, te rog. Da, spuneai că, apropo de oferte, probabil că vrei să mă întreb continuarea firească era de ce am rămas aici, pentru că mi s-a părut că este ceea ce îmi oferea mie, în momentele în care au apărut alte oferte, era mai bine decât acolo. Dintr-un anumit punct de vedere, al statutului, al activității propriu-zise pe care o făceam atunci și... am rezonat mai bine cu TVR-ul. Da, spune-mi acum că nu ne ascultă nimeni, știi? Spune-mi și mie, că de curiozitate. Da, între noi așa. Între noi așa, da. E adevărat că, fiind vorba de TVR, se fac presiune asupra voastră? Ce să spuneți? Cu cine să țineți? Nu știu, aveți Presiunea au fost mereu asupra presei și nu numai asupra TVR-ului. Deci dacă aici vorbesc de televiziunea publică, dar... Nu, mai da, aia că e publică, de aia comercială e normal. Și la televiziune privată e presiune și sunt interese, sunt manipulări. Până la urmă nu avea nici TVR-ul cum să fie scutit de lucrurile acestea. Evident că se fac presiuni, dar fiecare depinde, fiecare cum știe să gestioneze acest lucru. Adică nu-ți închipui și tu mă cunoști, probabil că cei care s-au uitat la televizor de-a lungul timpului la TVR au văzut și emisiuni făcute de mine, nu numai prezentări de jurnale sau transmisii, relatări de pe teren, talk show-uri și își pot da seama dacă presiunile alea au avut efect sau nu asupra mea.
În ceea ce mă privește, evident, eu spun cu mâna pe inimă că n-au avut efect. De aceea am avut și o traiectorie așa oscilantă, când, știi, ca un roller coaster, când sus, când jos, pentru că atunci când nu erai foarte prietenos cu anumiți lideri, da, sau anumiți șefuleți, șef și șefuleți, nu că erai dat afară, dar probabil că erai marginalizat, știi? Deci se întâmplă lucrurile acestea, din păcate, și cauza relelor este constă în numirile politice. Adică atât timp cât se numesc pe criterii politice și nu neapărat de maximă competență, șefii instituțiilor și... Nici măcar pe minimă competență, dacă e pe maximă competență. Tu ai zis-o? Tu ai zis-o, da. Nu pot să zic ce vreau, că n-am probleme. Da, deci nu e frumos să... Și nici nu îmi place să externalizez problemele, dar ca fenomen general, ca să răspund la întrebarea ta, da, există presiuni, au existat la TVR, în schimb, marele avantaj e că le poți gestiona. Adică dacă tu ești împăcat cu tine, există clauză de conștiință și poți face treabă. Mai sus, mai jos, astăzi într-o parte, mâine în alta, dar poți face treabă. Nu știu cum e situația în televiziunea privată. În presă privată am lucrat 2 ani. Am lucrat 5 ani la 2 ziare. Deci știu cum e în presă. Deci în televiziune comercială e clar că sunt presiuni pentru că sunt comerciale. Nu? De unde vin banii, acolo, de acolo vin presiunile. Nu avem ce să discutăm. Eu mă referam strict la faptul că ești la postul public de televiziune unde în mod normal ar trebui să fie o chestie de imparțialitate măcar relativ așa. Da, Dacă întreb oamenii Mihnea, o să spună și s-au făcut sondaje de astea, încă suntem TVR-ul, e așa un reper, cu păcatele lui, e un reper de credibilitate. Adică dacă întreb care ți se pare, numește-mi câteva posturi mai echilibrate, mai topite după senzaționalism sau care nu apasă pedala manipulării la maxim, o să vezi că se regăsesc printre primele 3 tot timpul, se regăsesc și posturile TVR 1, 2, mă rog, posturile, canalele televiziunii publice. Că doar nu o să zic Antena 3, că ce dracu? Nu mă provoca! Haide, nu ai zis că vorbim de chestii mai soft așa, nu de astea grele. Următoarea întrebare a mea era că știu că titulatura străină este News Anchor. Care, după părerea mea, reprezintă extraordinar de bine, dar chiar foarte bine reprezintă acel personaj care transmite știrile și în care poți avea încredere întotdeauna. Și aici mă refer în general la CNN, care are, dacă nu mă înșel, chiar a lansat această titulatură de News Anchor. Dar tu ești un News Anchor. Ce înseamnă? Cum se traduce în română News Anchor? Că nu poți să zici că ești ancoră de știri, că zice lumea că ești nebun. Da, nu poți să-i zici prezentator așa, dacă ar fi o definiție simplă. Da, dar parcă prezentator nu este simplă, chiar dar, ceea ce înseamnă News Anchor. Dar ai dreptate, e ca o, dacă publicul ar fi, nu știu, să ne imaginăm că publicul este solul, terenul, nu știu, fundul oceanului, evident că cel care ia legătura, ia contactul cu publicul, cu terenul, este acest instrument numit ancoră, nu? Ancora care... Corect, care ține pe loc vaporul, da. Exact. Și lumea nu vede neapărat vaporul, dar în spatele unui prezentator, unui news anchor, evident că e un întreg vapor. Un cuirasat sau cum ce vrei tu să zici, un cargo, o industrie. Tu ești la capătul firului, da? Acolo unde se face legătura directă cu publicul. Evident că tu trebuie să ai niște calități ca să inspiri încredere la public. Da, să inspiri încredere, asta în primul rând, să fii credibil. Ca să prinzi cât mai bine la public, să prinzi cât mai bine în solul ăla de care vorbeam, da? Să te agăți de fundul oceanului. Da. Și astea ar fi lucrurile de bază. Să-ți cunoști meseria bine, de aia și se presupune că trebuie să ai o traiectorie construită așa, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, nu o explozie direct pe sticlă prezentator. Pentru că n-ai când să cunoști toate mecanismele interne, n-ai cum să îți formezi background-ul necesar. Și atunci aș spune că news anchor s-ar putea traduce în mai multe feluri. Adică poți să traduci
pur și simplu ca cititor de prompter, da? La limita inferioară, și ai auzit și tu definiția aceasta de multe ori, da? Da. Cititor de prompter. Adică mulți sunt, unii, hai să zic, nu știu câți, dar sunt, probabil că îi vezi și tu, îi vedem cu toți, au apărut așa peste noapte pe post. La vârste foarte fragede, când n-ai cum să ai, să cunoști noțiunile astea de presă și de informație, de tot ce înseamnă politică, background, da? Și se vede, în momentul în care e zgâlțit vaporul, vine un intervievat, un interlocutor, sau, eu știu, vin niște breaking news-uri, se poate rupe ancora aia. Dacă nu e un producător foarte puternic și bine informat în spate, pentru că în cele mai multe cazuri astfel de prezentatori se bazează pe aportul producătorului. Poate să-i mai spun în ureche una alta. Deci dacă nu ai ajutor de genul ăsta și prezentatorul este doar news anchor, este doar cititor de prompter, să rupe ancora. Știi că ancorele pot fi ele mai bune, mai... Se rupe firul, nu? Se rupe și firul și ancora, da. Se rupe tot. Se rupe tot. De-aia spun că poți să definești news anchor și ca cititor de prompter la limită, ceea ce nu face cinste nimănui, și ca prezentator, realizator, practic, omul, interfața. Interfața postului TV cu publicul. De aici să înțelege și ce răspundere are un news anchor. Bun, acum hai că te-am lăsat cu introducerea asta, că văd că mi s-a mișat, am eu un feeling că ai ceva emoții, după cum par. Nu neapărat, nu știu. Da? Da? Ți se pare? Așa mi s-a părut, dar e posibil să mă înșel, nu sunt un... Am emoții că trebuie să țin telefonul ăsta într-o poziție în care să nu se miște. Asta e cea mai mare emoție în momentul de față. Nici nu te asculte nimeni. Nu mai să nu mă asculte nimeni. Și hai să trecem la o chestie care este așa cotidiană, mai ales acum așa. Băi, tu care ai acces la toate informațiile Pământului, că bănuiesc că aveți acces, ce părere ai de această conspirație între China, doctorul ăla din America, Fauci sau cum îl cheamă, OMS și această pandemie care sună din ce în ce mai mult a șmecherie? Păi, tu ce te aștept să spun eu? Ce crezi? Din felul cum în care ai pus tu problema, nu prea cred. Nu prea cred în ce crezi tu. Noi am zis că umblă vorba așa, că ar fi o... Da, umblă vorba, totdeauna o să umble vorba. Deci teoriile conspirației au prins și vor prinde mult mai repede decât adevărurile. Eu nu cred în teorii de genul ăsta și astea circulă în general pe WhatsApp, pe Facebook, eu știu, în rețelele sociale. Acolo le e și locul până la urmă. Eu lucrez într-o zonă în care se pretinde o meserie cu rigori clare, presa, jurnalismul, și nu-mi permit să fac speculații de genul ăsta, nici nu cred în ele, ca structural nu cred în astfel de conspirații și de tot felul de supoziții. Nu sunt demonstrate, sunt vândute doar pentru a... Poate că oamenii, într-adevăr, nu mai suportă carantina, nu mai le e greu. Au nevoie să dea vina pe cineva. De aceea prind astfel de teorii. Nu știu cum, nu e nicio dovadă în sprijinul lor care exista o conspirație, ba, din potrivă, adică am văzut de cercetările tot ce înseamnă oficial, a arătat că virusul ăsta nu are intervenție, nu a suferit intervenție umană. E un virus apărut natural, n-a fost localizat și aici putea să rămână o molimă locală, în Wuhan. N-a rămas așa pentru că, uite, aici ajungem iar la presă. Presa din China nu e cea mai liberă din lume. Știi și tu că e cenzurată, cei care au încercat să dea primele informații au fost hăituiți, așa că au ajuns târziu la public, când era prea târziu, de fapt, și s-a transformat într-o pandemie. Altfel ar fi putut fi ținută sub control. Așa s-a întâmplat și în Rusia lui Putin, unde primele informații, și inclusiv de la doctor,
au căutat să fie anihilate, s-a căutat să fie anihilate, doctorii au fost și ei acolo, au avut presiuni și, dacă nu mă înșel, a fost și fost arestată prima doctoristă care a atras atenția. Deci, au mai căzut doi de la etaj? Da, s-au împiedicat și au căzut de la etaj. Da. Eu n-am date și, sincer, nu am date să cred că este altceva decât o boală, o molimă care vine la câteva generații. Adică de ce am crede că noi, generația actuală, suntem scutiți de astfel de probleme care au cutremurat lumea de când e planeta asta, da? Ne aducem aminte, adică de holeră, de tot felul, ciumă, de lucrurile astea care au lăsat în urmă milioane de victime. Dar bine, acum eu mă referam și la lipsa de profesionalism a OMS-ului, în care prima dată au zis să nu se facă necropsii, după aia au zis că stai că au greșit, că au uitat, după aia că cel mai bine e ca Suedia, după aia că nu e bine ca Suedia, adică nenea ala, da, fruntea OMS-ului pare un, ori e nebun de lanț, ori are interese cu totul altele, adică. După ce au făcut necropsie, au văzut că, de fapt, tratamentul putea fi altul și probabil că au murit foarte mulți oameni din cauza chiargurilor de sânge care puteau fi evitate prin niște simple anticoagulante. Nu? Totuși, mi se pare o lipsă de profesionalism a OMS-ului. Da, și pe de altă parte, asta se poate demonstra și poate să fie plauzibil, că nu sunt chiar cei mai profesioniști și că au fost nepregătiți în fața acestui flagel. N-au fost pregătiți nici acolo, nici în multe alte părți ale lumii. Uite-te la noi, au apărut și meme-uri, tot felul de bancuri și despre străinul Cercel. Păi ce spunea la început, ce a doua zi apărea altceva, se contrazicea, dar dacă stai să urmărești declarațiile lui, se bat cap în cap și nu mai înțelegi nimic. Așa e, dar bine, poți să-l acuzi de aici, de aici sunt două direcții. Poți să-l acuzi că face și el parte dintr-o masonerie, nu? Sau, eu știu, dintr-o ocultă mondială care a contribuit la toată această isterie și la manipulare, da? Teoria conspirației. Și cealaltă direcție în care poți să spui, bă, oamenii ăștia chiar nu erau pregătiți și nu prea sunt competenți. Eu cred că mai degrabă e vorba de a doua. De lipsă de competență. Dar ce părere ai de Bill Gates, care se tot agită să facă, să dreagă vaccinuri, nu știu ce? Stai două secunde, pentru că am o părere, ți-am spus că cele mai mari emoții sunt cu telefon. Cu telefon. Așa, nu știu, e bine acum, nu prea. Dacă aveai telefon fix, nu mai puteam să facem asta. Gata, hai că am rezolvat-o. Așa. Da, deci nu cred că sunt lucruri care sunt ascunse. Dacă ai observat în presă, în general, sunt totul apare mai devreme sau mai târziu la iveală. Adică, da, la noi întotdeauna apare mai târziu, nu mai devreme, știi cum e. Da, mă rog, poate apară mai târziu, dar sunt oameni care nu le țin pentru ei. Adică de-aia lucrezi în zona asta și dacă știi ceva, până la urmă îi dai drumul. Nu ai cum să țipe. La noi, de exemplu, nu e o sancțiune așa. Am văzut în țările din jur, în țările din sud-est, am intrat chiar așa pe Zoom într-o conferință cu ziariști de prin Serbia, Croația, eu știu, chiar și Republica Moldova, Bulgaria, Muntenegru, Kosovo, Albania și situația era mult mai dură la ei. Adică în unele țări existau chiar amenzi, au fost oameni arestați pentru publicarea de știri false sau de teorii din acestea ale conspirației sau chiar pentru poziții critice la adresa măsurilor guvernului. Serios? Da. Deci așa dure măsuri au fost? Nu peste tot, dar în câteva, dar oricum noi stăteam cel mai bine. Adică au fost în... N-am inventarul acum, că îl scrisesem undeva, dar în Serbia s-a întâmplat asta, de exemplu, bine, acolo e de mirare, că se știe cu președintele lor, cu Vučić ăsta, și în alte state din jur, unde oamenii au fost, în Bulgaria chiar, unde oamenii au avut de suferit pentru exprimarea unor poziții critice. La noi mi se pare că s-a închis, într-adevăr, doar un singur portal, un singur site, pe motiv de distribuție de fake news. Ah, da, așa. Și i-au dat drumul după două zile, și eluia, da. Așa.
Deci nu știu să fie avut cineva de suferit fizic, să fie a fost măcar arestat, cum s-a întâmplat, sens în statele astea, în custodie sau s-a fost arestat câteva zile sau a trebuit să plătească amenzi uriașe pentru că ar fi avut poziții critice, de exemplu, la... Da, că tot, ai pomenit de, tot ai pomenit de guverne. Cum ți se pare că a gestionat guvernul ăsta criza? Așa, ca un cetățean, nu ca news anchor. Așa și așa, nu mi s-a părut. Da, nu, chiar n-am, și dacă aș fi mâine în emisiune, tot asta ar spune. Nu, nu mi s-a părut că a fost mediocru. Asta ar fi calificativul, o prestație mediocră. Adică în unele părți parcă a părut să înțeleagă mai bine despre ce e vorba, dar au fost multe zone în care a bâșbuit, confuzie, retractări și da, a dat senzația cel puțin unii dintre membrii și dintre autorități, dintre cei care fac parte din autorități, au dat senzația că nu comunică cum trebuie, nu înțeleg despre ce e vorba. Deci nu pot să zic că a fost catastrofal. A fost o prestație mediocră, poate că știți cum zicem pe la noi, că iarna ne prinde pe nepregătite mereu, așa și... Bine, asta sigur i-a prins pe nepregătite, pentru că nu cred că și-o doreau, nici nu se așteptau și nici nu știau ce să facă. Mie da, mi s-a adică ar putea să aibă circunstanțe. Mi s-a părut că mediocru, ești tu drăguț așa, dar să numești, cum am văzut zile trecute, un Kellner director unui spital, nu mi se pare nici măcar mediocru. Mi se pare... Da, bine, eu m-am întrebat de imaginea generală, de ansamblu, așa, lucruri nu, punctuale sunt discutabile. Dar, în general, ce să spun eu acum? Știi cum, Mihnea, nu putem judeca nici în abstract. Judecăm în funcție de ce avem, de ce marfă avem. Și acum, dacă ar fi... Eu nu pot să emit o părere numai despre, gândindu-mă că avem în clasa politică numai un astfel de guvern. Mă gândesc și la restul politicii, mă gândesc și la ce s-ar fi întâmplat, uite, ce s-ar fi întâmplat dacă era cu Viorica acum la... Da, la asta era următoarea mea întrebare. Ce crezi că ar fi fost dacă era Viorica? Nu m-am mai întrebat, că ne ia durerea de cap. Deci de-aia spun că dacă mă întreb de Viorica, o să ajung să spun că excepțional. Deci îți dai seama, tu realizează un singur lucru. Relația pe timpul regimului Dragnea cu presa, mă rog, cu o anumită parte, să zic așa, și că nu era foarte ok și oamenii ajunseseră mult să aibă o imagine, să-și formeze o imagine negativă, să se deterioreze imaginea presei. Și datorită faptului că era alimentată această imagine negativă de către de sus, de oamenii politici. Acum, păi, cum ar fi fost acum să fi existat și această problemă pe timpul regimului Dragnea? Păi imaginez că îi dădea apă la moară, era ca un Big Brother așa, adică se freca mâine de bucurie, cred. Gata, în sfârșit v-am la mână. Probabil, îți dai seama. Tot cu poliție, păi dacă n-a, ce s-a întâmplat cu manifestațiile alea și ai văzut și tu, da. Oameni cu copii în brațe care au fost bătuți de jandari și de poliție, da, sub pretextul că erau alții, da, erau alții mai departe de la galerii care dădeau cu pietre și atunci avea și omorând. Mi-a amintit chestia aia de Golaniadă, știi? Da. Deci de-aia spun că dacă judec în context, n-am cum să zic, se putea și mai rău. Asta este concluzia. Se putea și mai rău și... Dar totuși, crezi că măsurile pe care le întindem acum așa sunt ele oportune sau parcă au rămas cu mănușile și cu măștile și trebuie să le vândă? Nu știu cum să zic. Da, eu cred că până la un punct toată această strategie de prevenție, de precauție a fost oportună. Dar nu știu, de la un moment încolo și eu am senzația că s-a intrat în zona excesului de zel. Da. Așa mi se pare, adică și a unui mimetism. Dacă te uiți la posturile TV și eu, de exemplu, aș fi vrut să nu aloci 100% jurnalelor
să nu aloci durata jurnalelor 100% pe COVID, da? Da, fără discuție. Pe coronavirus. Mai sunt și alte, și alte știri. Uite, de exemplu, astăzi eu știre la zi cu Chioveși și cu... probabil că acum aș va găsi loc. Cu Chioveși și cu hotărârea CERN. Oricum, televiziunile și-au cam pierdut din interes față de COVID-ul ăsta, că prea s-a lungit mult. Da. Acum, parcă au lăsat-o mai mult, dar a fost un moment în care pur și simplu contabilizau morți. Adică era o întrecere socialistă și nu prea vedeam sensul să anunți la fiecare pas. Au mai murit două persoane, unul de 60 din nu știu ce județ, unul de 50 din... Adică nu asta e presa, doar să preiei niște informații și să le tot mesteci când erau și alte subiecte de interes. Bun, s-au abordat, dar prea mult. Prea mult și a ajuns la saturație. Eu cred că nu și mesajele astea repetate ca o mantră de către toată lumea și peste tot stai acasă și în toate felurile posibile, mi se pare mie că au creat o senzație de saturație și nu își mai ating scopul. Da, fără discuție. Când omul este saturat, este excedat, nu mai respectă, adică nu mai se uită așa, detașat și deja e... Adică, trebuie o limită, știi, în toate. Dozajul e important și aici trebuia să existe un dozaj. Fără discuție și mie nu mi-a plăcut chestia asta că începeau cu morții în loc să înceapă cu aia că s-au făcut bine. Asta mi s-a părut că da. E o da, tehnică eu proastă. Tot, așa e, eu tot încercam să aduc în față și în știri, știi, că așa veneau. Da. Morți, contaminați și pe de altă parte chiar încercam să subliniez că uite, s-au făcut bine în timpul ăsta, au ieșit din perioada asta nasoală atâția oameni. Da. Da, zici-mi, cum se vede la voi, sau nu știu, aveți știri despre chestia asta? Că totuși guvernul ăsta a dat câteva măsuri care sunt bune ca să pentru economie. Nu destule, fără discuție, n-a dat destule. Nu destule. Clar. Uite, aici are o critică a mea, mai repede aici o critică mai mare decât la felul cum a gestionat, eu știu, pandemia, da? Acolo ți-am zis, mi se pare mediocră prestația și poate, ți-am zis, că au circumstanțe și pentru faptul că nimeni nu știa cu ce se mănâncă până la urmă toată povestea. Nu prea știu, e mare lucru, da. Da, și ai văzut că și în alte țări s-au făcut și la case mai mari au fost multe probleme, da, și multă confuzie. Deci, e clar, era loc de mai bine din punctul ăsta de vedere și la noi, dar uite, spre deosebire de alte țări, la noi nu s-au dat bani. Încă, pentru oamenii care au avut de suferit. S-au tot discutat, abia acum să tu știi mai bine, adică ești implicat direct ca antreprenor. Sunt lucruri care încă se discută, pe când, uite, am avut o discuție așa, tot ca și cu tine, dar eram eu de partea cealaltă a baricadei, mai de partea mai convenabilă, că aia e profesia mea, pe care mi-ai furat-o tu acum. Am înțeles. Am înțeles. Da, mă simt mai bine, da, de partea celui care întreabă, decât pe știi. Corect, întotdeauna. Așa, și văd că ți-a plăcut și ai intrat pe zona mea. Dar e o plăcere să discutăm. Spuneam că acum câteva zile discutam cu o fostă colegă din TVR, ziaristă, dar acum, mă rog, s-a măritat, a plecat în Sicilia, în Catania. Am dat și materialul la televizor. Îmi spunea că tocmai primise cei 600 de dolari, de euro, 600 de lor, rectific, din partea guvernului italian, acordați profesiilor liberale. Acordați celor care se ocupă de, știi, care au astfel de profesii. Adică, de exemplu, ea era traducător. Traducător notar. Traducea pentru tribunal. Tribunale și-au închis activitatea, n-a mai avut bani și guvernul a luat măsura, cred că erau aproape 4 milioane de italieni în situația asta, profesii liberale, cărora li s-au dat banii la sfârșit, pe martie, la sfârșitul lunii martie, pe luna martie, 600 de euro. Pentru luna următoare se discuta o mărire la 800. Da, și americanii au dat, și japonezii, și toate, multe țări au dat bani. Aici critica mea e mult mai severă. Nu e normal ca oamenii ăștia să fi fost lăsați atâta timp și abia acum să discute că o să primească și ce o să primească. Dar nici acum nu au primit ajutorul de șomaj pe martie și așa mai departe. Deci, sau pe asta e o problemă. Da, este o problemă. Că are putere guvernul ăsta să scoată economia înapoi, să o pună pe linia de plutire după perioada asta?
n-avem decât să sperăm că, nu știu, iară trebuie să judecăm în context. Bun, o să fie alegeri. Nu să așa repede, că dacă sunt mâine alegeri, nu mai votează nimeni. Deci, la sfârșitul anului o să fie alegeri. Mai sunt 4-5 luni bune până atunci, mai fac ceva bine, mai vând ceva, mai cumpără, mai... Da, da, și posibilitățile de alegere sunt foarte reduse. Adică, bun, fiecare poate să uite ce s-a întâmplat acum, poate să uite și la ce s-a întâmplat înainte. Dar nici n-ai de unde alege, adică. Nu prea ai de unde alege. Dar, asta știm, că viața politică românească nu este o plină de valori. Se vede foarte bine cine ajunge așa acolo. Așa e. Acum marea majoritate... Da, nu risc. Marea majoritate sunt... N-au ce căuta. N-au o profesie, în primul rând. N-au ce căuta nici în țară, da, păi. N-ai știu așa drastic, da. I-aș lăsa, dar le-aș pune și ceau. E nevoie, uite, la sparanghel, la munca câmpului. Dacă da, da, fii că e nevoie în agricultură mare de oameni. Dar acum o întrebare, că trebuie să mai și încheiem, că uite că au trecut minutele alea de, în care lumea este atentă. Și după aia, acum nu mai, oamenii nu mai sunt atenți după atâta timp. Dar o întrebare care pe mine mă râcă. Crezi că Uniunea Europeană va rezista după ieșirea din criză? Că am auzit că Italia vrea să iasă, că Polonia, că Ungaria, că nu știu ce, că... Eu zic că va rezista. Bine, eu acum, știi cum, tu vorbești și cu un, trebuie să le spun oamenilor, eu sunt un pro-european și pro-american convins, adică... Eu sunt, ce vrei tu, pro, dar te întreb obiectiv. N-am pus să cred, știi de ce? Păi, dar am și argumente pentru asta. Nu există alternativă, după părerea mea. Adică dacă nu va rezista Uniunea Europeană, eu cred că dacă nu va rezista Uniunea Europeană, ne vom întoarce la perioada de războaie locale și conflicte și de nu pot să cred că zici că dacă nu mai e Uniunea Europeană, ne întoarcem în evul mediu, că nu e nici... Dar stai puțin, nu în evul mediu, că noi după Uniunea Europeană a fost creată după cel al doilea război mondial. Deci ne întoarcem la perioada războaielor dinaintea Uniunii Europeană. Adică Uniunea Europeană este singura construcție. Chiar cred în lucrul ăsta, este o evidență, care a reușit ca pe continentul ăsta european să existe pace 70 și ceva de ani, 75 de ani, cu excepție, conflictul ăsta din Kosovo, care a fost punctual, da, și prosperitate. Mult mai mare decât, evident, pace, mult mai mare decât, mai, oricum, nivelul de trai e indubitabil mai mare decât ce a fost înainte sau în țările din afara Uniunii Europene. Ei, dacă ai argumentele astea și pentru România și pentru toate țările astea care o duc greu, dar să uită cum ar fi fost dacă n-ar fi fost acolo, o să vezi că nu prea avem ce face. E o construcție care ne-a ținut la un loc, are niște reglementări, cu bune, cu rele, să mai supără unii, e adevărat, să supără, au motive poate, dar sunt și exagerate mult de trâmbițele, știi, de la Kremlin. Dacă iese... Anglia din Uniunea Europeană, ce se gata, o să înceapă războiul cu Anglia? Nu cred. Sau dacă este Italia, că am înțeles că își tipărește deja bani să iasă din Uniunea Europeană. O să fie război cu Italia? Nu cred că o să fie. Nu o să fie. Tu m-ai întrebat ce s-a întâmplat dacă n-ar mai fi Uniunea Europeană. Dacă este câte o țară sau două, nu știu dacă e o problemă atât de mare. Să vedem. Dacă este una Italia sau două sau trei, după aceea se creează niște precedente care sunt periculoase, că vrea să iasă mult mai multe, cred eu. Dar discuția asta a mai fost de când odată cu Brexit-ul. Da, dacă se creează precedent. Și eu ai văzut că au fost mulți oameni și părerea mea e că nu e un precedent. Anglia a fost totdeauna un copil teribil, oricum nu s-a aliniat la tot ce a însemnat Uniunea Europeană, au avut ei mândria și pretenția lor insulară și de a fi unici, cumva nu era neapărat de neașteptat. Dacă știi că au fost și reticențe la primirea ei în Uniunea Europeană. Da. Dar eu nu cred că acum Italia și-ar permite, apropo de ce să discută. Bun, să discută multe, dar hai să le alegem din ce să discută, ce e fezabil. Italia a fost de ajutor acum, a fost foarte lovită și mi se pare normal să se supere. Dar s-au dat ajutoare după, nu s-au dat în primă fază, dar după aia sunt, uite, îți caut link-urile și o să vezi câți bani inclusiv către noi s-au direcționat de la Uniunea Europeană. Am înțeles, dar știi cum e, prima impresie contează. Oamenii da, au... la prima impresie, probabil că, știu, dar pe de altă parte, eu nu vreau să cădem nici în capcana unor curente
care chiar asta caută, să exacerbeze aceste lucruri. Sunt diviziuni normală, cu lamă normală între niște state. Chiar în Uniunea Europeană făcând parte. Sunt niște fricțiuni normale, naș, ca și între noi și Ungaria. Sau ca... Bun, dacă te uiți la ce zice Sputnik și la, ca o întreagă mașinărie de propagandă și la ce zic chinezii că au trimis, sau eu știu, au trimis ei doctor sau nu știu ce rețete la, să ne să ajute pe sârbi. Păi sârbii au luat la bani de la Uniunea Europeană la greu. Dar toate astea, Vucic spune că e mai important să, că coboară niște medici de la Moscova și face poze cu ei la televizor. Ei, a făcut poze și cu ea din China. Da, oricum, sârbii asta spun. Și sârbii au primit ajutor de la Uniunea Europeană. Da, nu, uite, nu numai în domeniul ăsta, multe domenii au primit ajutor. Și nu au primit și primesc acum în continuare ajutor de la Uniunea Europeană. Iar el spunea că singurul pe care se poate baza Vucic spunea că este prietenul lui chinez, președintele Chinei. Îți dai seama? Da. Da. Treaba lui, fiecare zice ce poate și dacă îi dă mâna, poate să-și dovedească. Ce da, dar parcă nu e ok. Adică vrei Uniunea Europeană, ți se dau bani, dar până la urmă tu ești mai fericit că îți trimite câteva cadre medicale și măști, eu știu, și sunt bani alocați milioane pentru de la Bruxelles. Da. Nu cred. Deci răspunsul ar fi cu simplu că nu cred că dispare Uniunea Europeană. A fost încercată, da, nu s-a descurcat nici ea foarte bine și normal să iasă astfel de discuții. Poate că se reglează lucrurile astea, dar eu nu cred că în niciun caz nu văd o problemă de la adresa Uniunii Europene. De stabilitate. Existenții, da, la adresa existenței Uniunii Europene. Da. Ok. Băi, trebuie să... Nu m-ai întrebat câți bani am câștigat la viața mea de la casino, nici dacă nu, am... Că știu că ai câștigat mult și că nu, că chiar te gândesc... Și nu vrei să te umilesc, da. Nu vreau să mă umilesc, nu. Dar, în schimb, am să îți fac o surpriză și am să te invit gratis la prima conferință pe care o facem, să o moderezi tu. Deci gratis, adică nu-ți dau bani. Da. Mulțumesc, ce prieten. Să tot ai așa prieten, da. Păi da, normal, întotdeauna, păi da, nu, ai câștigat destul de la cazinouri, eu știu, ești celebru în cazinouri, că câștigi în fiecare seară. Poate n-am nevoie, da. Trebuie și o speclești. Facem pro bono, pe prietenie, da. Pe prietenie, da. Oricum îți mulțumesc tare mult că ai acceptat interviul ăsta. Mi-a făcut mare plăcere să te văd și să vorbim. Că, de. Mulțumesc și mie mi-a făcut plăcere. Nu știu dacă ți s-a părut că ți-am spus, că am tremurat telefonul, nu? Altceva, da. Se vede că ești conectat tehnic la cele mai tehnologii. De obicei, la serviciu se ocupă alții de partea tehnică, știi? Vezi, era, mă obișnuisem prost. Da. Avem, cum spuneam, vaporul în spate, știi? Acum a trebuit să mă ocup eu. Ai întrebări pe care puteam să ți le pun și nu ți-am pus, că tu, ca orice știrist, te lungești în răspunsuri. Mai erau cu 5G, cu chestiile astea, dar acum le lăsăm pe altă. Că... Păi știam că mă întreb de 5G, de aia n-am vrut să ajungem și acolo, am tras de timp. Am tras de timp, da. Te întrebam, cum ai dat un foc antenelor cu astea? Așa că, știam că mă pricep foarte tare la domeniile alea și am zis, hai că... Hai să-l timp. Poate îl păcălesc. Uite, bine, îți mulțumesc. Nu mai rezistă telefonul. Da. Îți mulțumesc tare mult și, ce să zic, îți doresc multă sănătate, să ne vedem cu bine după această blocare, după acest lockdown și să fim la fel de joviali și de sănătoși. Da, Mina, mulțumesc și eu pentru invitație, m-am simțit foarte bine să ne auzim, să ne vedem, să fie așa totul între noi doi, adică și fără multă lume în jur. E bine, cum ai zis tu la început. Puteai să mă suni și pe WhatsApp, știi, cu video și era gal tot aia. Nu, nu știam că puteam să înregistrez pe WhatsApp. Păi și unde vrei să... Unde ne vedem? Unde ne vedem? Pe canalul nostru de YouTube, care se numește Casino Life and Business Magazine, la care te invit să te abonezi. Neapărat. Vezi, asta era important, să-ți faci promo. Vreau să mă abonez și eu și să-mi dai un link să ne vedem acolo. Sigur, cu mare drag. Așa cum te știu eu foarte
profi, sunt convins că ați făcut treabă bună și pe zona asta. Încercăm, ne străduim să fim populari și să fim utili. Ați fost lovit și voi rău, nu, perioada asta? Ea de gambling este cea mai lovită, că n-are niciun ban de nicăieri. Nu vin bani, nu-i ajută nimeni și încă e în continuare închisă și degeaba zice lumea că online nu câștigă, că atunci când s-au oprit competițiile sportive, s-au oprit și online. Da? Da, păi corect. Evident că depinde de online. Cazinoul e online și cine și-a făcut sporturi virtuale. Știi, cine a apucat să-și facă competiții virtuale, ăla, da, mai câștigă. Dar jucătorii au rămas fără bani între timp, că de două luni stau acasă. Nu prea mai e, nu e grozăvie mare. Sperăm că se deschide industria cât mai, că se deschid jocurile tradiționale cât mai curând și asta e. Oricum am înțeles că săptămâna asta deja încep să se deschidă competițiile sportive în toată lumea, săptămâna asta și săptămâna viitoare, deci își revine încet, încet. Da, da. Păi, succes, vă țin pumnii și... Mersi și noi, ținem pumnii și să ne vedem sănătoși. Inclusiv la TV. Am pupat. Ne pup, pa, pa, pa. Pa, pa, mersi.